Cineva locuiește pe un câmp, departe de oraș, departe de oraș și are o văcuță, o văcuță, aceea văcuță care era sursa de venit a familiei, aceea văcuță asigura familiei hrana. Văcuța dădea lapte, din care se făcea unt, din care se făcea brânză dulce și alte lucruri, etc. Văcuța era cea care îi susținea. Amin! Dacă Văcuța ar fi murit, toată lumea, toată familia ce? Murea de foame. Dumnezeu ajunge la acel domn și îi cere văcuța ca sacrificiu. Ca sacrificiu. Vei renunța să te mai încrezi în ea ca să te încrezi în cuvântul meu? Asta se numește credință. Amin. Este o nebunie. E o nebunie. E o nebunie. Da, e o nebunie. Este o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării, dar pentru noi este puterea lui Dumnezeu. Credința este aceasta, să renunțați să vă încredeți în ceva fizic ca să vă încredeți în ceva spiritual. Înseamnă să schimbați, să transferați încrederea de la văcuța dumneavoastră la Cuvântul lui Dumnezeu. Asta a făcut Avram. L-a luat pe fiul lui, a mers cu el pe jos timp de trei zile până pe muntele Moria ca să-l sacrifice văcuța lui, sau mai bine spus, pe fiul lui. Dar când el a răspuns la cererea lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu i-a spus, nu-i face nimic fiului tău, pentru că acum știu că te tem de Dumnezeu. Atunci Dumnezeu a jurat că îl va binecuvânta pe Avram și pe toți urmașii lui. Pe toți urmașii lui. Urmașii lui vor fi nenumărați ca stelele de pe cer, ca nisipul de pe plajă. Nenumărați.